Hei, sper că sunteți ok, sunt Adi Mănuțiu de la EM360 și astăzi vreau să vă spun despre punctele voastre forte, câteva lucruri foarte importante. Să știți că cu toții le avem, cu toții le aveți și e foarte, foarte important să știți să construiți folosindu-vă punctele forte. În antreprenoriat e foarte, foarte important să nu faci abstracție de punctele forte, din contră, să fie cele pe care construiești, să fie practic piatra de temelie. Foarte mulți încearcă să-și analizeze defectele, punctele slabe, să vadă ce mai pot corecta. Prieteni, să știți că punctele voastre slabe, mai ales de la o vârstă încolo, nu mai au nicio șansă să fie corectate. Cu ele v-ați născut, pe ele ați construit atât cât s-a putut, sigur, cam șubred, dar ele sunt acolo și s-au cam împietrit, adică nu mai scăpați de ele. Ceea ce puteți face este să le ocoliți. Cum le puteți ocoli? Folosindu-vă punctele forte, adică căutați-vă punctele forte și asta se leagă de ce v-am spus într-un alt episod, cu lucrul care vă face plăcere, cu lucrul la care vă pricepeți, cu lucrul care... lucrul pe care îl puteți face foarte bine, dar și care începe cu plăcerea, dar care se bazează pe punctele voastre forte, niște chestiuni pe care le puteți controla și pe care le puteți face pentru că sunteți bun la acel lucru. Nu veți reuși niciodată să corectați cu adevărat punctele voastre slabe decât construind pe punctele voastre forte. Faceți abstracție de lucrurile unde sunteți slabi, lăsați-le pur și simplu la o parte. Don't mind them. Da? Și căutați-vă punctele forte. Punctele forte sunt cele care vă pot ajuta să ajungeți foarte departe, să vă atingeți scopul, să vă atingeți obiectivul, să atingeți succesul financiar, făcând ceea ce vă place și făcând ceea ce vă face plăcere, sigur că da, dar în contextul în care sunteți buni la acel lucru, pentru că doar așa puteți performa. Deci, pe scurt, uitați de punctele voastre slabe, nu veți reuși mare lucru cu ele, vă pierdeți timpul. Sigur, ele pot fi îmbunătățite poate pe aici, pe acolo, câte puțin, dar vă pierdeți timpul. Concentrați-vă, în schimb, pe punctele voastre forte, pentru că sunt exact acelea unde voi veți putea excela. Dacă nu, riscați să vă loviți de plafonare, de frustrare, să începeți să urâți ceea ce faceți și nu veți reuși. Dar cred că e mult mai important să ne concentrăm pe lucrurile la care suntem cu adevărat buni. Nu se prea întâmplă în țara noastră, se întâmplă pe la alții, de la care e bine să mai învățăm, să ne uităm și să aplicăm și noi. Mult succes și ne revedem!